Situația este gravă și în județul Mehedinți. Numărul cazurilor de COVID-19 a explodat. De la ultima raportare, 236 de persoane au fost confirmate pozitiv, cu 110 cazuri mai mult decât în ziua anterioară. De asemenea, a crescut și rata de infectare în mai multe localități. Peste 17.000 de mehedințeni au fost confirmați cu COVID-19 de la începutul pandemiei și până în prezent. De la ultima raportare au fost confirmate 236 de cazuri noi de îmbolnăvire la nivelul județului. În prezent, 834 de persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi, 1 februarie, este următoarea. 834 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 12 persoane se află în carantină instituționalizată, 923 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice și 60 de persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost confirmate cu COVID-19 236 de persoane și nu a fost înregistrat niciun deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 3,85, iar la Drobeta Turnu Severin avem o rată a incidenței de 6,21 la 1000 de locuitori. În Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin, situația este una echilibrată datorită faptului că această tulpină a coronavirusului nu ar fi la fel de agresivă. Putem spune că în momentul acesta este o situație bună, echilibrată. Avem norocul, să spunem așa, că această tulpină nu este o tulpină agresivă, nu produce complicații. Practic, ea nu trece de la nivelul faringelui, nu se duce spre plămân. Astfel, în momentul de față, avem 38 de cazuri internate și 3 cazuri la secția de terapie intensivă. De asemenea, noi, ca și unitate spitalicească, am fost pregătiți cu acest centru de evaluare. Încă o dată precizăm că la acest centru de evaluare se poate face foaie de zi prin care pacientul este evaluat imagistic, cât și biologic, dacă necesită tratament cu antivirale și în momentul când medicul decide schema de tratament, pacientul se externează inclusiv cu antiviralele pentru toată cura de 10 zile. Municipiul Drobeta Turnu Severin, Orșova și Mian și Eșelnița sunt în scenariul roșu, întrucât rata de infectare a depășit pragul de 3 la 1000 de locuitori. De asemenea, peste 20 de localități sunt în scenariu galben, printre care Cireșul, Rogova, Voloiac și Butoiești.